Unul dintre cele mai spectaculoase duheluri din istoria luptelor greco-romane a fost cel dintre imbatabilul Alexandru Karelin din Rusia și moldoveanul Sergei Mureico. Cel supranumit Ursul Rus, Alexandru cel Mare sau Experimentatul îl considera pe Mureico cel mai dificil adversar. Cea mai tare luptă s-a dat la Jocurile Olimpice din 1996, când cei doi s-au întâlnit în semifinale. Mureico a opus o rezistență pe măsură, a încercat să-l dezechilibreze, dar a cedat cu 0-2. В финале, конечно, было сильное напряжение, и оно сказалось, но судьи были не на моей стороне и дали победу Александру Карелину. Попытался, но не получилось. Очень сложно было. Карелин – это уникальный человек. Даже сейчас, вот сколько лет прошло, он остается одним из лучших. În meciul pentru medalia de bronz, Mureico, care avea 26 de ani, s-a luptat cu ucraineanul Petru Cotuc, cu 5 ani mai în vârstă. Victoria a revenit moldoveanului, care a reușit să ridice drapelul țării noastre, alături de marele forțe, Federația Rusă și Statele Unite ale Americii. La următoarea olimpiadă, Mureico l-a întâlnit pe rivalul Karelin în prima rundă, dar Sergei reprezenta deja Bulgaria. Aceasta i-a oferit bani frumoși, mașină și casă sportivului născut la Chișinău. Mureico a evoluat pentru Bulgaria la două ediții ale Jocurilor Olimpice, cea mai bună clasare fiind locul 8 la Atena. În 1997, Karelin a decis să nu participe la campionatul european din Finlanda pentru a se odihni, oferindu-i astfel șansa lui Mureico să devină campion. El a profitat de acest lucru, cucerind medalia de aur pentru Bulgaria. De altfel, în cariera sa, Mureico a urcat de încă 7 ori pe podium la europene și a obținut alte 3 medalii la campionatele mondiale. De menționat, Mureico a devenit de 2 ori vicecampion mondial când reprezenta Moldova. Se întâmpla acest lucru în 1994 și 1995. Призером мира и призером Европы. И также проигрывал там только одному человеку, Карелину. În 2005, Mureico a decis să abandoneze sportul și să se dedice familiei. Pe lângă ocupația cu fetița sa, ajunsă la vârstă de 6 ani, luptătorul se distrează și la calculator. Играет в игры компьютерные. Ну, в основном такие. Sergei Mureico are un vis, vrea ca și alți luptători moldoveni să devină medaliați la Jocurile Olimpice. Acum 2 ani s-a apucat de antrenorat la Liceu Republican cu profil sportiv. Am muncit mult și a dovedit că Moldova are și sportivi buni și pe muncă noi tot putem să ajungem. Domnul Sergei Mureico este un exemplu, deoarece este un antrenor care antrenează foarte bine. În primul rând, mereu ne poate lămuri orice procedeu. Sergiu Mureico, am o deosebită plăcere să lucrez cu dânsul, colegul meu acum, suntem antrenori la Liceu Sportiv Republican și clar că toți băieții se uită la el când e așa o legendă vie e la noi în sală, iau și ei exemplu de la el și se gândesc tot să obțină o медаlie la Olimpiadă. Тренерская работа не такая простая, надо иметь, сейчас дети немножко неуправляемые, надо иметь терпение. Ну, потихонечку входим в русло, находим общий язык. Я думаю, что есть перспективные ребята, будет результат.